Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, aici la Capital TV, televiziunea pe bune. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună într-un nou an, 2021, care sper, așa cum sperăm cu toții, să fie mai bun decât cel care a trecut, numai că semnele care se arată la acest început, dar cel puțin din punct de vedere politic și al mișcărilor care se petrec pe scena politică, scenă ce uneori nu este chiar politică, dar se amestecă lucrurile între ele într-un hal, fără de hal, ca să spun așa. Oricum, vom trăi și vom vedea ce va fi. Cert este că a venit iarna și în România, a venit zăpada. Înainte de a începe emisiunea propriu-zisă, având în vedere faptul că emitem din județul Hunedoara, am primit un comunicat de la Consiliul Județean în Hunedoara cu intervențiile pe drumurile județene în ultimele 24 de ore. Dacă putem să vedem și cartonul cu dispeceratul. Dispeceratul de iarnă al Consiliului Județean anunță că s-a intervenit cu material antiderapant pe următoarele drumuri județene: DJ668A, DJ687 Cerbăl, DJ687 de Lunca Cernii, la Balșa, la Costești, la Feregi, la Băița, la Vărmaga și în Valea Jiului s-a intervenit pe toate sectoarele de drum. În cursul nopții trecute s-a acționat conform planului operativ de iarnă la Chimindia, Balșa, Sarmise, Getuza, sanatoriu de pneumooftiziologie Gioagiu, la Mădă, la Ghelmare, la Sântuhalm și de asemenea traficul rutier s-a desfășurat în condiții normale. Potrivit ANM, până pe 13 ianuarie 2021 sunt așteptate fenomene specifice acestei perioade care pot afecta punctual circulația rutieră și aveți un număr de telefon 0737 553 971, este numărul de telefon al dispeceratului care funcționează la Consiliul Județean. La acest număr răspunde în permanență ofițerul de serviciu care va centraliza sesizările și va transmite operatorilor informațiile necesare pentru a interveni. Participanții la traficul rutier sunt sfătuiți să se asigure înainte de a porni la drum că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru această perioadă a anului, semnează Consiliul Județean Hunedoara. Acestea fiind spuse, iar informația, zic eu, venind în sprijinul participanților la trafic, dar nu numai, îi spunem să rămână bună ziua, bun venit în studioul Capital TV la prima noastră emisiune din acest an, doamnei deputat Natalia Intotaro, deputat PSD de Hunedoara. Bună ziua, bine v-am găsit! Permiteți-mi să adresez și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc la mulți și binecuvântați ani, să fie un an cu multă sănătate, cu satisfacții, cu bucurii și, dacă se poate, numai cu lucruri bune pentru fiecare român în parte și pentru dumneavoastră de asemenea. Vă mulțumesc și în numele meu și în numele telespectatorilor. În regulă, am început anul. S-a făcut guvern, dumneavoastră sunteți în Parlament. Cum e anul 2021? S-au întâmplat deja o mulțime de lucruri în aceste câteva zile care au trecut din 2021. Unele dintre ele nu sunt pe placul meu. Poate or fi pe placul altora, dar pe placul meu nu sunt și vorbesc aici despre pensii. Cum e cu pensiile, doamna deputat? Pentru că știu că atât dumneavoastră cât și o parte din colegii dumneavoastră ați militat foarte mult pentru această creștere a pensiilor. Și nu numai cu pensiile, și cu alocațiile. Într-adevăr, punerea în aplicare a legislației prin care pensiile trebuiau să fie majorate și nu numai pensiile, inclusiv alocațiile, inclusiv veniturile persoanelor care muncesc în sistemul de învățământ, în sistemul de în sistemul de sănătate, de asemenea, din păcate asistăm doar la blocaje și vă mărturisesc că în această perioadă am primit foarte multe mesaje de la hunedoreni, de la cetățeni care sunt pensionari, dar și de la părinți, de la dascăl și așa mai departe, de la toate categoriile socioprofesionale. Mi-aș fi dorit să începem anul în forță și când spun să începem anul în forță, mi-aș fi dorit să avem o activitate mai intensă la Parlament. Dar, din păcate, actuala conducere a Parlamentului a considerat să
începem anul așa, ușurel, ușurel, fără a se gândi la tot ceea ce înseamnă impact asupra vieții fiecărui cetățean cu privire la nepunerea în aplicare a măsurilor pe care le aminteam și nu numai. Îmi aduc aminte finalul anului când toți cei de dreapta și-au dorit cu multă putere, să spun așa, organizarea alegerilor parlamentare, apoi începând de la președintele României, care oarecum nici nu a dat șansa partidului de stânga, partid pe care îl reprezint, Partidului Social Democrat, care a obținut cel mai mare procent în preferințele electoratului, de a încerca să facă o coaliție pentru a da guvernul României, viitorul guvern pentru următorii 4 ani. Păi da, el de la bun început... Întreb aici, președintele Iohannis spunea la un moment dat în declarația sale că este normal ca partidul care are cel mai mare scor în alegeri să dea și prim-ministru. Într-adevăr. După care s-au sucit ca la, cum era vorba, ca la Brăila, ca unde s-or fi sucit. Nu? N-a mai fost așa, n-a mai fost valabil ce aici. Adică PSD-ul a câștigat alegerile, asta e. Unora le place, altora nu le place lucrul ăsta, ca și procent. Dar, în urma acestei alianțe, coaliții, cum ce-o fi ea, guvernul a fost de ceilalți. Într-adevăr, am văzut un președinte al României care s-a implicat în activitatea politică până și în momentul de față, pot să spun că se implică în această activitate politică, excede cumva atribuțiile constituționale, atribuții care îi sunt prin prisma funcției pe care o deține, aceea de a fi un președinte al tuturor românilor. Am fost la muncă până în ziua ajunului de Crăciun pentru a asista la audierea ministrilor, audiere care a fost ceva așa, pe repede înainte, maxim jumătate de oră. Nu am avut voie de la fiecare grup parlamentar decât 3 întrebări să-i adresăm ministrului pe care l-am audiat. Vă dau un exemplu la Comisia de Educație, unde am audiat ministrul educației. Am fost anunțați la 11 fără 10 minute că la ora 11 începem audierile. La ora 11 fără 5 minute ni s-a transmis pe mail oferta de guvernare propusă din partea partidelor de dreapta care formează această coaliție. Vă dați seama că în 5 minute niciunul dintre parlamentarii care eram prezenți în Camera Deputaților, nu am avut posibilitatea să studiem în amănunt ceea ce își propunea fiecare ministru în parte. Domnul ministru Sorin Câmpeanu a fost prezent la audieri, a făcut o prezentare așa succintă, ne-a promis că va fi prezent deseori, ori de câte ori va fi solicitat și abia aștept ca biroul permanent să ia decizia ca Parlamentul să intre în activitate, respectiv președintele Camerei Deputaților să vină cu această propunere, domnul Ludovic Orban, pentru că avem foarte multe întrebări, să-i adresăm domnului ministru Sorin Câmpeanu și îl așteptăm cu mult interes în prezența comisiei, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile a provocat o mare nemulțumire la nivel național, atât pe domeniul educației, mă refer la comisia unde activez în principal în acest mandat, și nu numai, sunt foarte multe probleme. Și despre asta. Ce am văzut? Două secunde vă întreb din nou să nu pierdeți ideea. Eu înțeleg că unii își doresc ca lucrurile să își continue drumul firesc și normal în ceea ce privește guvernarea. Dar din ce am observat eu în momentul ăsta, oamenii sunt ocupați cu altceva, cu împărțirea funcțiilor, cu păstrarea scaunului. Iată, vor fi alegeri în curând în Partidul Național Liberal, încă se negociază, există aripi, există tot felul de chestii. Păi, pentru asta au fost românii la vot în... De ce? Că n-am înțeles. Nu, cetățenii care... Adică la noastră lucrurile sunt clare. Noastră nu vă schimbați președintele de partid, deocamdată nu... N-aveți. Mergeți în Parlament să vă faceți treaba, da? Dar în cealaltă parte ce se întâmplă? Din ceea ce vedeți? Din ceea ce vedem cu toții, prin intermediul dumneavoastră în special, a reprezentanților mass media, vedem o gâlceavă, vedem frământări, lucruri care nu sunt așteptate de români. Bun. Și mă gândesc aici la faptul, deci imediat după ce a trecut anul nou,
Am văzut pe președintele României, care a chemat la consultări separat pe reprezentanții partidului USR, care sunt și membrii ai guvernului, urmând ca la o zi, două, să fie prezență, să fie și invitați de asemenea la consultări reprezentanții care sunt miniștri din partea Partidului Național Liberal. Din ce cauză? Din cauza faptului că se ceartă, nu le ajung funcțiile, ies în spațiul public și își aduc injurii unul altuia, ceea ce nu face bine, având în vedere că trecem încă prin această pandemie și având în vedere că există foarte multe nemulțumiri, foarte multe așteptări din partea românilor. Doamna, încă o dată, apropo, cred că va fi un an foarte greu, un an cu foarte multe nemulțumiri și, din păcate, nu, eu personal nu cred că acest guvern va avea o viață lungă, ceea ce nu este bine pentru țară, pentru România. Și faptul că ei au blocat... Nu e bine blocat... că guvernul nu va avea o viață lungă sau nu e bine... Ce face guvernul în momentul ăsta? Nu este bine nici ce face guvernul în momentul actual, nu este bine nici ca orice guvern să aibă o activitate scurtă, pentru că există o perioadă de blocaj, este firesc să existe în momentul în care un guvern vine și se instalează. Până când fiecare ministru și-a atribuțiile, până când fiecare secretar este numit și și-a atribuțiile, până când se familiarizează, chiar dacă persoana respectivă vine din domeniu și a monitorizat cumva activitatea instituției respective în ultimii ani sau pe perioada activității politice. Acum am văzut un anunț din partea celor de la USR Plus, n-am nimic cu nimeni, dar m-a amuzat un pic anunțul. M-a amuzat și în același timp mi-a ridicat un semn așa, nici nu știu dacă de întrebare sau de exclamare. Scriau ei acolo că să-și trimită unii alții CV-ul, că își lărgesc echipa pentru consilieri parlamentari, pentru tot felul de oameni de genul ăsta care lucrează pentru parlamentari, în mod special la Senatul României era vorba. Și am stat și m-am gândit, stai un pic, mai, păi voi știați că aveți oameni competenți, acum căutați alții, că n-am înțeles. Eu cred că sunt doar măsuri populiste, dar românii așteaptă altceva. Eu aș fi așteptat, așa cum am fost chemați, repet, la muncă până înainte de Crăciun, cu o zi, chiar în ziua de ajun, spre după amiaza ne-am întors spre casă, aș fi dorit să merg la muncă și între Crăciun și Anul Nou, chiar, sau chiar imediat după Anul Nou, pentru a vota bugetul României. Este un lucru extrem de așteptat pentru toți românii, pentru reprezentanții autorităților locale, pentru reprezentanții Când autorităților județene. Buget? Din informațiile pe care le avem, bugetul va fi adus în Parlament. Inițial au spus că undeva la jumătatea lunii ianuarie, ne apropiem deja de jumătatea lunii ianuarie, nu am primit nicio solicitare în acest sens. Probabil undeva pe sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, ceea ce înseamnă o întârziere pentru bugetele autorităților locale. Probabil aceste bugete vor ajunge cu adevărat undeva prin luna martie, dacă nu aprilie, martie, ceea ce este extrem de grav pentru vremurile pe care le trăim. Deși am mari îndoieli în ceea ce privește acest fapt. Apropo de pandemie, îmi spuneați la un moment dat de pandemie, a început vaccinarea populației, populația, a început vaccinarea în etape, nici nu știu exact astăzi în ce etapă suntem, dar știu că organizarea acestor centre de vaccinare a căzut în sarcina OAT-urilor, a administrațiilor publice locale. Am înțeles că există mari nemulțumiri în rândul primarilor, atât de orașe, de municipii, de pe unde se organizează centrele astea, datorită faptului că nu sunt bani. Ce puteți spune despre această campanie de vaccinare și de modul ei de organizare? Păi aș începe cu începutul. Ziua de Crăciun, când cred că aproape toată populația României, fiind acasă, respectând recomandările venite din partea persoanelor abilitate, care, să spun, coordonează cumva această activitate, această întreagă activitate privind stoparea răspândirii acestui virus. Deci am ascultat cu toții, am fost cu minți, am stat la casele noastre, chiar dacă, așa, cu o durere în suflet, pentru că nu am putut fi alături de cei dragi.
cei plecați de acasă la muncă în străinătate și cred că în fiecare familie există câte un reprezentant, chiar dacă vine din, să spun așa, rudele de gradul 1 sau rudele de gradul 2, dar sunt, având atâția români plecați acasă, de obicei ei se întorceau și familiile erau întregite. Ei, în acest an n-am avut parte de această bucurie nici cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, nici acum de Crăciun și au fost cumva așa sărbători petrecute în liniște, dar cu atenția focalizată asupra acestui vaccin ca o speranță care ajunge în România. Am văzut o întreagă forță, să spun așa, din partea instituțiilor statului în a acompania acea mașină care a intrat în țară în dimineața zilei de Crăciun până a ajuns la București. Iar apoi să știți că a fost pentru mine o dezamăgire. În momentul în care vaccinul a ajuns la București, am fost întâmpinat de oficialitățile României. L-am văzut pe primul ministru cumva somnoros, poate chiar deranjat că a trebuit să fie prezent în a doua zi de Crăciun la primirea vaccinului la Cantacuzino, alături de domnul Arafat, de ministrul Sănătății, de domnul Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. Am văzut declarațiile primului ministru, apoi au urmat declarațiile domnului Gheorghiță. Ei, în momentul în care domnul Gheorghiță a început să prezinte etapele vaccinării, prima parte, să spun așa, primul ministru cu ceilalți oficiali au făcut stânga împrejur și l-au lăsat pe acest om luptător, pentru că eu îl consider un om luptător și un om competent, pe doctorul Gheorghiță, l-au lăsat singur cu mass media, care avea foarte multe întrebări să adreseze și sunt convinsă că nu doar domniei sale, l-au lăsat așa ca un soldat, a rămas singur pe front, să ducă mai departe lupta cu a livra toate aceste informații. Presă. E mai simplu să pleci când este nu o lipsă ce de să respect spui. În primul rând pentru acest om și în egală măsură pentru toți cetățenii României care sunt convinsă că ar fi vrut să vadă acolo un front comun. Apoi mai departe am văzut o campanie care ei încearcă să o ducă, o campanie care din punctul meu de vedere nu convinge foarte mulți români. Și cred că aici ei, în loc să se certe pe împărțirea funcțiilor, ar trebui să se focalizeze mai mult pe această campanie. Și nu în ultimul rând, în ultimele zile, am văzut o nemulțumire din partea primarilor din țară, care au aflat că în cadrul ședinței de guvern, reprezentanții noștri, dragi de la Palatul Victoria, au adoptat o ordonanță de urgență care stipulează următoarele etape ale vaccinării și, din păcate, a căzut această sarcină de organizare a centrelor de vaccinare. Când spun organizare, mă refer la implicarea materială la bani pe administrațiile locale, pe primării. Dar cum ori spuneam pot face că nu avem primăriile buget, organizare în condițiile în care nu este buget? N-a fost prinsă. Degeaba dau eu ordonanță de urgență. Acum, cunoașteți administrație publică locală. Da. Adică, mă duc și îi arunc în sarcina primarului și chestia asta. I-am mai aruncat în sarcina primarului și plata acum nu știu câtă vreme a asistenților personali. Dar acum strig despre asta cu vaccinul. Dom'le, păi primarul ăla a intrat fără buget, dar n-a prins un planul de achiziții. Are voie să meargă până la venirea bugetului cu, nu știu cât, 12% din bugetul anului trecut. Păi abia ajunge salariul, utilități și ce mai e pe acolo. Cum poate asta să în condițiile în care foarte multe primării, să știți că au rămas în avarie, nemai având bani pe finalul anului trecut, chiar pentru plata asistenților persoanelor cu dizabilități, chiar a salariilor și așa mai departe. Deci foarte multe probleme. Ei, aici se dovedește încă o dată incapacitatea acestui guvern. V-am făcut așa o spoială. Băi, v-am adus deci, vaccinul, vă dăm, vă facem. Da, faceți, vă organizați, voi, că nu deci, ne interesează. Deci primarii se implică, așa cum s-au implicat și pe gestionarea păi, pandemiei, se implică dar fără bani da. Nu au cum să se implice. Și este normal și este firesc să existe această revoltă din partea primarilor. Repet. Apropo de implicat din partea primarilor, în drum spre studio, Ninja... Da, ninja, încă ninja afară. Nu mi-a plăcut deloc cum arată Deva. Adică drumurile din Deva și așa mai departe, deja era foarte mult, cum se numește, zăpadă topită pe drum.
există pericol de derapaje și așa mai departe, aș vrea o implicare și din partea autorităților locale a Devei și nu numai a Devei, că tot veni vorba de comunicatul acela de la Consiliul Județean, am făcut o mică paranteză acum. Deci domnul Mancea, puțină mișcare, dacă se poate. Așa, cu joc de glezne. Mulțumesc. Vă rog. Într-adevăr, așteptările cetățenilor sunt pe măsura în care ei au și participat la cele două scrutine de alegeri locale, dar și parlamentare, și acum își doresc să vadă activitate, să vadă că cei cărora le-au acordat încrederea au și meritat acest lucru. Mă rog, e aici foarte discutabil, cel puțin la unii dintre ei. Vreau să mai avem puțin, mai avem 7 minute până intrăm în publicitate și vreau să intrăm într-un alt subiect care mi se pare de interes național, de ce nu, pentru că s-a întâmplat la nivel național lucrul ăsta. Domnule, a pornit o campanie, eu așa o văd, campanie de schimbare a directorilor de școli. Și mă refer aici la școli generale, la licee, la colegii naționale și așa mai departe. Dar, din ce am observat eu, în mare parte, această campanie de schimbare a directorilor de școli, care vin pe contract de management, cred, e în așa fel făcută încât majoritatea directorilor care au câștigat deja acest concurs de dosare, eu vorbesc de județul Hunedoara, că aici știu ce s-a întâmplat, doamne, de fapt n-a fost concurs, n-a dat nimeni examen scris, n-a făcut nimic. A fost o selecție de dosare asumată de către Inspectoratul Școlar Județean la ordinul Ministerului Educației. Și ce am observat eu a fost că majoritatea directorilor care au fost schimbați au fost, ba, director PSD și au fost sau cu din aceia de la PNL sau cu membrii sau, mă rog, apropiația USR Plus. Mai mult decât atât, am constatat și o să vă rog regia, pentru că am intrat în posesia unor documente care sunt pe forumul inspectoratului de altfel, metodologia de organizare a acestui concurs, care, iată, este ștampilat, este semnat, dăm, te rog, și printul 2, acolo sunt condițiile. Printre condițiile enumerate, am văzut una în care candidații, mulțumesc, regia, în care candidații trebuie să fie obținut în ultimul timp, nu știu ce, calificativul foarte bine. Eu știu că sunt candidați care au avut calificativul bine și cu toate astea au câștigat acest concurs. Și mai sunt câteva inadvertențe pe care le vom discuta pe parcurs și o să le și arătăm oamenilor, că nu așa ne place să facem emisiune. Când vorbim despre ceva, să și arătăm. Vă rog. Întâi de toate, astăzi să știți că este o zi foarte importantă pentru peste 2,9 milioane de elevi care încep activitatea după această vacanță a sărbătorilor de iarnă și în egală măsură pentru cadrele didactice. Online. Este o zi importantă, da, din păcate online. Chiar în zilele trecute îl auzam pe domnul ministru spunând că în România există peste 500.000 de copii, de elevi, care fie nu au avut acces la sistemul de învățământ prin lipsa internetului sau prin lipsa infrastructurii și că urmează ca în cursul zilei de astăzi să îi se prezinte o situație, câți dintre aceștia nu au mediile încheiate, câți dintre aceștia și de cât timp nu au putut să urmeze și în ce stadiu sunt cu asimilarea cunoștințelor și că își dorește foarte mult ceva activități de remediere. Deci, da, și acum aș trece la subiectul pe care noastră l-ați prezentat, un subiect de mare interes. Deci, inspectoratele școlare, în loc să aibă această preocupare și să informeze ministerul și să vină cu soluții și să aibă un dialog permanent cu autoritățile locale pentru a dezvolta și a pune la dispoziția tuturor elevilor infrastructura necesară pentru acest sistem de învățământ online care funcționează în momentul de față în România, ei au alte preocupări. Am văzut reprezentanții guvernului care au ieșit, începând de la
domnul ministru, apoi vicepremierul României, domnul Dan Barna, de la USR, care au acuzat modalitatea în care acești directori au fost puși pe funcție, începând cu data de 9 ianuarie, momentul în care pentru foarte mulți directori din țară le-a expirat contractul de management, ei au fost puși în baza unui contract, după un concurs pe care ei l-au avut în urmă cu 4 ani. Asupra căruia am mars semne de întrebare. Eu aici nu că vreau să vă contrazic, dar vreau să vă spun că dumneavoastră, reprezentanții mass media, aveți posibilitatea de a face solicitări atât către inspectoratele școlar județene, implicit vorbind de județul Hunedoara, și deci pentru a verifica. Doamna Natalia, eu o să-l sun pe inspectorul șef imediat, cred că după ce ieșim din publicitate. Pentru a verifica dumneavoastră, de ce să stau 30 persoanele, care au fost puse pe funcție în urmă cu 4 ani în urma acestui concurs. Acum, nu acuz faptul că unele dintre aceste persoane au anumite afinități pentru partidele politice. Nu toți sunt membri de partid, dar o să vedeți că între aceste persoane și în județul Hunedoara, începând din Valea Jiului până în zona Bradului, zona Orăștiei, zona Devei, unii dintre ei au fost și consilieri locali pe la partide politice, inclusiv PNL, și au luat concursul în urmă cu 4 ani, așa că nu putem spune că acest concurs a fost cumva. Am auzit anumite persoane care au spus în spațiul public, ei, pe vremea PSD-ului s-a schimbat până la femeia de servici. Nu este așa. Prin intermediul dumneavoastră există posibilitatea de a informa corect cetățenii care au fost directorii din județul Hunedoara, care dintre ei au fost înrolați și politic și au fost și consilieri, care dintre ei nu au avut nicio culoare politică și care dintre ei au fost schimbați cumva, unii dintre ei, într-adevăr, din punctul meu de vedere, în mod abuziv. Și de ce din punctul meu de vedere în mod abuziv? Păi în momentul în care ei această decizie, ar fi trebuit să li se comunice și lor un punctaj. Nu, s-a comunicat o listă cu coduri inițial. Persoanele care nu au luat, să spun, postul, nu au obținut în continuare conducerea școlii, mă refer la cei care au fost pe post de director, nu li s-a adus la cunoștință rezultatele evaluării, nu au avut posibilitatea să facă contestație. Foarte grav mi se pare că din partea inspectoratului nu a existat nicio consultare cu autoritățile locale. Ați spus un lucru foarte interesant pe care mă pregăteam să-l spun eu. În metodologia de organizare a acestui concurs de dosare, nu există niciunde în desfășurarea concursului contestația. Adică orice concurs, până și nota pe care o obține elevul, până la urmă, poate fi contestată la școală, da? Selecția asta de dosare, din ce am văzut eu, asumată de către Inspectoratul Școlar Județean, nu are, domnul consilier juridic de la inspectorat, ați dat-o iară cu stângul în dreptul, că probabil ați participat acolo la eliberarea metodologiei. Nu are, domnule, data la care poți să-ți depui contestația. Adică asta e. Foarte grav mi s-a părut că s-a luat această decizie pentru schimbarea acestor directori de școală în timpul anului școlar. Mă gândesc în primul rând la bulversarea sistemului de educație, care este așa cum este în momentul acesta, cu toate greutățile. Existau alte priorități, nu schimbarea directorilor. Poate că foarte mulți dintre ei nu au o experiență în management, în partea de administrație, și în momentul acesta le va fi foarte greu să gestioneze activitatea, și mai ales pe această perioadă a pandemiei. Apoi mă gândesc la profesorii care funcționau, cadre didactice, care funcționau pe orele rezervate ale directorilor, aceștia trebuind acum să se întoarcă la catedră, aceste cadre didactice vor rămâne fără ore, vor merge acasă, poate că mulți dintre ei vor deveni șomeri. Cred că în toate unitățile de învățământ unde s-au schimbat directorii a trebuit să se schimbe și orarul, ceea ce înseamnă o altă bulversare, atât pentru elevi, cât și pentru cadre didactice. O parte dintre profesori și, este foarte clar că vor rămâne fără ore de catedră. Da, și foarte, foarte, cum să vă spun, ne la locul lui.
această fugă de responsabilitate din partea guvernului, adică atât domnul Dan Barna, cât și ministrul educației au spus că guvernul nu este de vină, că este de vină, sunt de vină reprezentanții inspectoratelor școlar județene. Păi dar acești reprezentanți sunt în subordinea ministerului. Eu mi-am aduc aminte că la imediat la schimbarea doamna Natalia. Despre ce vorbim aici? Sunt de vină reprezentanții inspectoratelor, foarte bine, dar apoi a cine i-a numit? Că i-a numit tot guvernul, da? La momentul respectiv, guvernul liberal. Ilie Pârvan, sau cum se numește domnul? Ilie Pârvan, inspectorul șef al județului Hunedoara, venit din Valea Jiului, profesor. Inspector șef în momentul ăsta în Hunedoara. Ce l-o fi recomandat pe domnul în afară de voce și talent pentru funcția asta? Nu știu. Luăm câteva momente de publicitate, pentru că trebuie să intrăm în publicitate și revenim. Rămâneți cu noi!